ridicăm înaintea Domnului și ne închinăm în rugăciune, rog pe fratele Ovidiu să ne conducă într-o rugăciune cu voce tare. Doamne, Tată Ceresc, venim înaintea Ta și îți mulțumim pentru ziua aceasta binecuvântată. Îți mulțumim pentru că încă o dată putem să ne adunăm în casa Ta, în jurul cuvântului Tău, Doamne. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău și îți mulțumim că și în această seară Tu, Doamne, poți să ne vorbești prin cuvântul Tău. Te rugăm să ne cercetezi, să ne rugăm să deschidem inimile pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru această sărbătoare binecuvântată și îți mulțumim, Doamne, pentru că ai trimis pe Fiul Tău în lume ca să ne mântuiască și să ne izbăvească de sub robia păcatului. Doamne, îți mulțumim că ai venit în chip smerit și ne-ai izbăvit, ne-ai salvat, ne-ai adus mântuire. Și vrem, Doamne, ca Tu, cel sărbătorit, să fii în mijlocul nostru. Tu să primești toată lauda, toată cinstea, toată închinarea și toate lucrurile să fie făcute pentru slava și gloria numelui Tău. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Bine ați venit în seara aceasta în casa Domnului la închinare. Vă salutăm pe toți cu toată dragostea, vă spunem bun venit, dorim din toată inima ca Dumnezeu să ne umple inimile de bucurie în seara aceasta. Amin. Pentru că suntem astăzi aici să îi spunem bun venit în lumea noastră celui care s-a născut în ieslea Betleemului, Domnului nostru, Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Amin. Câteva telefoane pe care le-am primit astăzi și ieri m-au făcut așa să fiu un pic întristat, pentru că am auzit de unii care sunt bolnavi, unii sunt în spital din biserică, de copii care sunt bolnavi sau care au fost bolnavi și mă gândeam, Doamne, cum va fi seara aceasta, că ne-am obișnuit în ultimii ani să fie popor mult, să fie mare bucurie. Dar dacă Domnul a îngăduit să vină și virusul acesta, ce să facem? Vom trece și peste el. Dar iată că în seara aceasta mă bucur de toți cei care ați venit. Să vă binecuvinteze Domnul. Amin. Și să ne facă parte tuturor de un Crăciun plin de bucurie, de pace și sănătate. Amin. Ca să putem să glorificăm și să lăudăm pe Cel care a venit la noi să ne aducă mântuire. Astăzi nu vom avea predică. Cred că suntem stare supărați. Doar că vom avea o introducere cât o predică. Adică predica va fi la început. Uitați-vă la fratele Dorel, ce bucuros e. Satisfăcut. Da. Avem program, avem copiii care au pregătit program, avem corul, avem fanfara, avem un grup care are o cântare, o să cântăm cu biserica, dar vom avea și un mesaj din partea Domnului. Domnul mi-a pus pe inimă mesajul acesta, pentru că întrebarea care mi-am pus-o a fost, noi sărbătorim Crăciunul, nașterea Domnului Iisus Hristos. Și tot mai mult văd în multe biserici, în special biserici baptiste, dezbaterea asta, că na, nu-i nașterea Domnului Iisus în 25, că nu ni se poruncește în Scriptură să sărbătorim Crăciunul. Și am început și eu să mă documentez și am ajuns la o concluzie că trebuie sărbătorit Crăciunul. Și dacă s-ar numi Vasile și ar fi 25 decembrie, nașterea Domnului Iisus, tot aș sărbători. Am moștenit lucrul ăsta în biserică în care am crescut, în care l-am primit pe Domnul. Am moștenit din familie lucrul acesta. Și am și argument biblic. Vă las până mâine să căutați în Noul Testament argumentul biblic pentru care eu, în inima mea și noi, majoritatea, dacă nu toți de aici, am decis să sărbătorim la Crăciun nașterea Domnului Iisus Hristos. Și de aceea am venit în seara aceasta aici. Să-i spunem Mântuitorul nostru, Doamne Iisuse, bine ai venit în lumea noastră. Bine ai venit la noi. Bine ai venit să ne mântui. De aceea am venit să îi colindăm și să-L glorificăm pe El. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Salutăm musafirii care au venit mai de departe. Johnny, Simona, copiii, bine ați venit. Cred că aveți o colindă pentru noi în seara asta. Sau o să veniți acasă să ne colindați, da? Ne bucurăm că sunteți cu noi, ați venit acasă, în familie. Domnul să vă binecuvinteze.
Vă bucurați cu noi și fie ca să simțiți bucuria nașterii Domnului Iisus în aceste zile în inimile voastre. De asemenea, din Germania, cel mai mic om la înălțime s-a ascuns după stâlp acolo să nu-l văd. Frate Lucian, bine ai venit acasă, bine ați venit, Domnul să vă binecuvinteze. Fie ca de acest Crăciun Hristos să găsească loc în inimile voastre și să primiți bucuria nașterii Domnului Iisus. Slăvit să fie numele Domnului. De asemenea, vă salutăm și pe alții care ați venit acasă, la părinți. Așa e, Crăciunul este o sărbătoare a familiei și ne strângem acasă, ne unim împreună și ne bucurăm împreună. Prin tot ceea ce vom face în această dimineață, dorim să fie înălțat și glorificat numele Domnului nostru. Amin. Mai avem o cântare cu toată biserica, invită echipa de închinare în față, cântăm împreună cu ei și fanfara vă lăuda apoi pe Domnul cu prima cântare.
Înainte de a avea un cuvânt din Scriptură, aș dori să ascultăm copiii cu ceea ce au pregătit ei, pentru că ei sunt mai nerăbdători. Îi invităm în față și vor lăuda pe Domnul cu ceea ce ei au pregătit. Amen.
Domnul să-i binecuvinteze. Au cântat în spaniolă. Și m-am întrebat pentru cine au vrut. Cum au vrut să... Avem spaniolă aici? N-avem. Dar Domnul înțelege și limba spaniolă. Domnul să vă binecuvinteze. Ascultă foarte frumos. Vreau să vă spun, programul lor va fi mâine seară. Acum doar așa, un pic, ca să gustați, să vedeți ce bun e. Dar am coborât nu pentru a spune că au cântat în engleză și în spaniolă, ci pentru că este o mare bucurie să văd pe Julia cu noi. Julia. Domnul să te binecuvinteze. Amin. Cum ești, Julia? Bine. Ești bine. Ai auzit ce a spus sora Daria în poezie? Iisus a fost copil ca fiecare copil să aibă un tată în cer. Noi și tu îl avem pe Dumnezeu ca tată în cer. Amin. Și El ne iubește. Și El te iubește. Și în seara asta o să-L rugăm să-și pună mâna peste viața ta. Da? Și tu trebuie să crezi că Iisus Hristos are putere mare. Să facă minuni și astăzi. Și ne rugăm să facă minuni în viețile voastre ale tuturor. Haideți așa cum stăm. Ne plecăm înainte Domnului. Și frați și surori, acolo unde sunteți, pomeniți-o pe Julia înaintea Domnului. Cereți ca Domnul să se atingă de ea. Să-i binecuvinteze familia. Dumnezeul nostru este Tatăl nostru. Ne iubește. El are putere. El poate să facă minuni. Doamne, înaintea Ta stăm în seara aceasta, când ne aducem aminte de venirea Fiului Tău în lumea noastră, și de toată inima îți mulțumim pentru această sărbătoare. Mulțumesc pentru acești copii care au înălțat numele Tău și Te-au lăudat, Doamne. Mulțumesc că printre ei în seara aceasta este și Julia. Te rog să o binecuvintezi. Puneți mâna peste viața ei. Lucrează, Doamne, și fă o minune. Te rog să-i binecuvintezi părinții și întreaga familie. Te rog, Doamne, chiar dacă este copil, spunem noi, dă-i credință. Dă-i credință să creadă că ești Dumnezeul atotputernic. Ești Tatăl nostru și ești Tatăl ei. Binecuvântat și glorificat să fie numele Tău. În numele Domnului Iisus ne-am rugat. Ascultă-ne și rămâi cu noi. Amin. Amin. Acum puteți să vă duceți la loc. Și mâine, din timp, veniți pentru o scurtă repetiție și apoi veți prezenta programul pe care o să-l pregătiți. Întrebarea la care m-am gândit în săptămâna aceasta a fost aceasta. Cum ar dori Domnul Iisus Hristos să sărbătorim noi Crăciunul? Dorește Dumnezeu să sărbătorim noi Crăciunul sau nu? Avem poruncit în Biblie să sărbătorim vreo sărbătoare în Noul Testament. Sunt sărbătorile din Vechiul Testament pe care Dumnezeu le-a poruncit evreilor să le sărbătorească și niciuna din ele nu ne este poruncită în Noul Testament. Și totuși ținem Paștele, ținem Rusaliile, Crăciunul nu este amintit în Vechiul Testament și îl ținem și bine facem că îl ținem. Credeți că pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus, că e ziua Lui, îl deranjează că avem brad în biserică? Vă închinați careva în fața acestui brad? Nu. A, El împodobește, parcă, biserica, la fel ca și aranjamentele aici. Aseară, într-o biserică baptistă, a intrat un frate care este pus la lucru, slujește, o deschis ușa, o văzut bradul în biserică, i-o salutat pe frați și o zis: fraților, vă mai lipsește iconile, să vă binecuvinteze Domnul. Și-o plecat acasă.
Semnificația Crăciunului nu stă în brad. Vă deranjează pe careva dintre dumneavoastră că în Tolca, așa ne-am obișnuit cu el, nu ne închinăm înaintea lui. Nu-l deranjează pe Dumnezeu și nici pe Hristos. Și nu cred că Domnul se uită când sărbătorim noi Crăciunul că avem sau nu avem brad. Dar nu știu de ce unii vor să-și arate maturitatea și spiritualitatea lor. Măi, nu-i bine că nu scrie în Biblie de brad, dar nu scrie nici de laptop. Ce caută laptopul și orga în biserică? Poate nu-i comparația. Dar revin la ideea și întrebarea pe care am pus-o. Cum ar dori Domnul Iisus Hristos să sărbătorim noi Crăciunul? Și cum doresc să sărbătorim acest Crăciun? Și am găsit câteva răspunsuri pe care, pe scurt, vreau să le prezint și apoi să avem un moment de rugăciune în care un frate și o soră să ceară aceste lucruri. Pentru că această sărbătoare este în cinstea Domnului. Cum ar dori Domnul Iisus să-i sărbătorim noi nașterea Lui? Păi, în primul rând, cred că Domnul Iisus Hristos ar dori să sărbătorim această sărbătoare în prezența Lui. Să fie prezent și El. Dacă ții Crăciunul în biserică, poate vei zice, da, că e casa Domnului, e aici. Dar știți că Domnul Iisus ne spune și găsim lucrul acesta scris în Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetul 20. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Domnul Iisus este prezent aici. Și noi sărbătorim această sărbătoare în prezența Lui, da, acasă. Vom continua unii sărbătoarea. Domnul vrea să sărbătorim. Cuvântul sărbătoare în Biblie are interesante sunt semnificațiile. Din limba greacă este un cuvânt care înseamnă festival. Auziți? Festivalul Crăciunului. Înseamnă o zi programată, pusă deoparte. Dar dacă v-aș spune ce înseamnă în ebraică, căutați. Pentru că am decis să nu spun în biserică ce înseamnă în ebraică cuvântul sărbătoare, semnificație. Ceea ce evreii făceau și noi interzicem și nu facem. Domnul Iisus dorește să-i sărbătorim ziua de naștere și să sărbătorim Crăciunul, dar în prezența Lui. Și se bucură. Eu cred că se bucură. Cum ar fi să-ți ții tu ziua de naștere, sărbătoare, dar să lipsești, să nu fii prezent acolo? Și să spuneți celor din familie, no, țineți-mi ziua, bucurați-vă! Dumnezeu este de acord cu sărbătorile noastre, chiar dacă El vine și spune la un moment dat prin proroci în Vechiul Testament, urăsc sărbătorile voastre. Când le urăște Domnul? Când împreună cu sărbătoarea unim sărbătoarea cu nelegiuirea. Și nelegiuire nu înseamnă bucurie, nelegiuire nu înseamnă nici mâncare bună pe masă, nelegiuire, da, înseamnă îmbuibare, înseamnă destrăbălare și când sărbătoarea este unită cu nelegiuirea, Dumnezeu nu se bucură și nu găsește plăcere în cei care sărbătoresc în felul acesta. De Crăciunul acesta, frați și surori, nu doar aici în biserică, dar și acasă, vrem să simțim prezența Domnului Iisus. El este prezent aici în rugăciunile noastre. Îl vom ruga și vom spune, Doamne, fă ca toți cei care au intrat astăzi aici să simtă prezența Ta. Amin. Și orice sărbătoare în cinstea Domnului să fie sărbătorită în prezența Lui. Apoi, Domnul Iisus dorește să ținem această sărbătoare și la această sărbătoare, cred că El dorește să fie în centrul sărbătorii noastre. La sărbătoarea Crăciunului să ne focalizăm pe Iisus Hristos, pe pruncul Iisus, nu pe brad.
nici măcar pe colinde, care sunt atât de frumoase, nici pe hainele pe care le purtăm, nici pe aranjamentele florale, nici pe modul cum venim în biserică, ci să ne focalizăm pe persoana Domnului Iisus. El să fie în centrul atenției noastre. Imaginează sărbătoarea ta și ai invitat acolo 150 de oameni, 60 cât suntem noi în seara asta aici, și nimeni nu te-ar băga în seamă. Tu ai stat undeva într-un colț. Dar ce sărbătorești? E ziua mea. Dar absolut nimeni nu ți acordă nicio atenție. Domnul Iisus se bucură când avem sărbători în cinstea Lui și în centru este El. Ne focalizăm asupra Lui. Și asta dorim să facem de aceste sărbători. Pe El dorim să-L înălțăm. Numele Lui dorim să fie glorificat. Doamne ajută-ne! Apoi, Domnul Iisus Hristos se bucură și este onorat când noi, copiii Lui, avem astfel de sărbători în care le ținem în prezența Lui, în care ne focalizăm asupra Lui și în care El primește toată închinarea. El este Cel care este glorificat, este onorat. Psalmistul, în psalmul numărul 2, ne spune versetul 12, dați cinste Fiului, ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în El. Sărbătorim nașterea Domnului Iisus și Dumnezeu este de acord, se bucură și vrea ca la această sărbătoare să fie onorat, să fie cinstit Domnul Iisus Hristos. Asta dorim să facem. În biserică și acasă. Domnul să ne ajute. Frați și surori, îi mulțumim Domnului că am prins sărbătoarea aceasta. Din biserica noastră 10 n-au prins. Au plecat în veșnicie. Nu știm anul viitor ce va fi. Dar de Crăciunul acesta vrem să ne bucurăm de nașterea Domnului Iisus. Și ne vom ruga ca El să fie în centrul atenției noastre, să fie prezent, să simțim prezența Lui și să ne ajute ca prin tot ce facem, prin cântare, prin colindă, prin cuvânt, să fie cinstit, să fie onorat, să fie glorificat Dumnezeul nostru. Binecuvântat să fie numele Lui. Haideți să ne ridicăm în picioare și să avem un moment de rugăciune în care doresc un frate și o soră care simte îndemnul din partea Duhului Sfânt să vină cu voce tare și la ceea ce am auzit din cuvântul Domnului să venim înaintea Lui în rugăciunile noastre și să putem să spunem amin cu întreaga biserică. Dumnezeule mare și tot puternic, îți mulțumesc că ne-ai mai dat har să fim din nou în prezența Ta, în locul acesta, așteptând venirea Ta, Doamne. Mulțumim că ne-ai călăuzit anul acesta și ne-ai însoțit. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai apărat de rău, Doamne. Îți mulțumim că am stat pe calea Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai și iertat când am greșit, pentru că Fiul Tău a murit pentru noi. Mulțumim. Îți mulțumim Dumnezeul nostru că ne cercetești în seara aceasta și suntem în locul acesta. Mulțumim, Doamne. Am venit, Doamne, să sărbătorim Crăciunul, dar nu sărbătoarea propriu zisă, ce te sărbătorim pe Tine, venirea Ta în lumea noastră. Da, venirea Ta în inimile noastre, Dumnezeule, și Te primim cu dragă inimă. Vino în inima noastră, locuiește noi. Amin. Umple-ne de prezența Ta. Amin. Umple-ne de sfințenia Ta. Te rog să privești în chiar aceasta spre fiecare inimă care este în locul acesta. Amin. Cercetează fiecare inimă. Amin. Iartă fiecare inimă. Dă bucuria venirii Tale în fiecare inimă, în fiecare familie. Te rog, Doamne, ca la venirea aceasta Ta să fie o bucurie în fiecare casă. Amin. În fiecare familie și Te rog să fie o bucurie și o unitate și o sfințenie în biserica Ta. Amin. Doamne, în inimile care nu este încă împăcare cu Tine, încă nu este mântuire, Te rog să cercetezi în seara aceasta. Te rugăm. Venirea Ta, Doamne, să nu fie, Doamne, numai o bucurie, o sărbătoare, ci să fie sărbătoarea inimii. Te rog, Doamne, să soțești pe fiecare la casele Lui. Amin. Doamne, să se gândească bine, pentru că i-ai mai dat har de mântuire. Ajută-te să se otărască pentru Tine, Doamne. Amin. Punește-ne ca biserică.
unește în ascultare. Te rugăm. Ajută-ne să ne bucurăm, Doamne, de venirea Ta. Amin. Ajută-ne să Te mărturisim în lume, Doamne. Dă din biserică această biserică ca o lumină pusă într-o, pe munte, Doamne, ca să se vadă că suntem copiii Tăi și că Te iubim pe Tine. Însoțește-ne, Doamne. Amin. Ajută-ne să Te mărturisim oricând și la orice oră. Te rugăm să binecuvintezi copiii. Amin. Folosești mai departe, Doamne, ca și lucrători. Te rugăm. Să duci Evanghelia și mântuirea mai departe în familiile noastre, Doamne. Să meargă mai departe, până la marginile pământului. Amin. Mulțumim și de cei ce provăduiesc și au provăduit de Evanghelia. Te rugăm să-i binecuvintezi. Te rugăm. Cu mult har, cu multă viziune, cu multă înțelepciune. Iar cu noi, ajută-ne, Doamne, să-L tine în cuvântul Tău. Ajută-ne. Îți mulțumim că ești cu noi și știm că ești călătorii cu noi în continuare. Ajută-ne, Doamne, să fim sfinți și curați pentru împărăția Ta. Amin. Amin. Da, Doamne, mulțumim. Mulțumim. Amin. Ocupăm locurile. Fanfara va lupta pe Domnul.
Așa trebuie, de dirijor să ascultați. Că vă aduceți aminte, ați fost cu fanfara, dirijorul a stat în față, v-a dirijat, păstorul s-a ridicat și a făcut stop și toți v-ați oprit. N-ați făcut bine. Dar acum ați făcut bine. Felicitări, Andrei, te respectă, ai autoritatea asupra lor și așa e bine să respectați dirijorul. Am așa pe păstor, dar aici trebuia să ascultați de dirijor. Și acum o surpriză. Toți cei care au cântat cu păstorul la cămin să iasă în față, haideți, nici voi ne ascultați. Cânta colindul nouă azi ne-a răsărit. Duminică anunțăm în biserică, când s-a terminat biserica, fratele Emi spune, anunță tinerii să vină și mă gândeam eu cu finala campionatului mondial câți tineri vor veni. Și la ora 4, când am ajuns aici, erau 6 în biserică. 2 erau foarte tineri, Liviuț și sora Vicky. Și am zis, măi, cum o să ne descurcăm? Până la urmă ne-am strâns vreo 8 aici și am plecat la cămin. Bine că în cămin am găsit câțiva care vreau să le mulțumesc că atunci când le-am făcut semn să vină pe scenă să cânte cu noi, au venit. Sora Ioana, a fost Dani cu Dorina, a fost Emi, cine mai fost? Da, au fost unele care nu m-au ascultat, printre care și nevastă mea. Eu am stat în sală și... Dar nu ne-am făcut de râs. Deci, după mine, au cântat... O dat de bomboanele de lamvon. Polițista, toate le ia. Toate le ia. Așa că la cămin am colindat, l-am lăudat pe Domnul și am avut și un cuvânt pentru cei care au fost prezenți acolo. Domnul fie lăudat pentru tot ceea ce a fost bun. O parte, lipsesc câțiva, dar cei care sunt aici au fost și le mulțumesc pentru că au fost, pentru că au slujit și Dumnezeu să culeagă toată lauda. Haideți să cântăm, frate Emi, cântăm această colindă.
Am vrut să cânt la microfon, dar nu m-a lăsat Liviuț. O zis, hai de acolo să nu se audă fals. Mulțumesc, Liviuț. La 8:30 tinerii sunt așteptați să vină la biserică. Se merge cu colindu în seara asta. Nu știu când s-o mers. Pe perioada pandemiei nu cred că. Așa că vă duceți cu colinda. Și frați și surori, dacă nu doriți să-i primiți în casă, aprindeți becul de două ori și îl stingeți de două ori. Ei văd că ați auzit și o să plece mai departe. Dacă doriți să-i primiți, să-i serviți cu o bomboană, cu o nucă, cu un măr, și așa cum se... E obiceiul, e un obicei bun să-i primiți. Aveți voie să mergeți cu colindul până la ora 4 dimineața. Nu. Pentru că mâine dimineață de la ora 10 ne întâlnim în Casa Domnului la închinare, ne bucurăm de nașterea Domnului Iisus și vă așteptăm să veniți, să ne bucurăm împreună. După masă de la ora 4 serviciile în Casa Domnului și luni vom avea biserică doar de dimineață de la ora 10. Mai avem două puncte în program, două cântări pe care le va cânta corul, una după alta. Vom încheia cu o colindă aici și vom continua afară în curtea bisericii pentru 10 minute. Fanfara și toată biserica. Așa cum am procedat, mi se pare, anul trecut, 10 minute ne luăm hainele pe noi și o să ieșim în curtea bisericii și așa să colindați de tare să se audă până la Domnul Primar. Să se audă în toată comuna noastră. Că Iisus Hristos a născut, a venit la noi să ne aducă mântuire. Acum îi rog pe frații care cântă în cor de la fanfară să-și ocupe locurile și ascultăm corul care dă slavă Domnului cu două cântări. Thank you.
Tot ceea ce a fost bun și frumos în seara aceasta, binecuvântat și lăudat să fie Dumnezeul nostru. Vom încheia seara aceasta cu o colindă. Și este o colindă care anul trecut și acum 2 ani am văzut că a produs atâta bucurie în inimile, în viețile noastre. Alături de cei care au fost la închinare în seara aceasta, îi invit în față. O rog și pe sora Diana și pe Andreea să vină în față, lângă echipa de închinare și vom cânta cu toată biserica cântarea aceasta. O noapte sfântă binecuvântată. Este o cântare care mi-a sensibilizat, mi-a atins sufletul, nu numai mie, ci cred că și dumneavoastră, și merită prin cântarea aceasta să aducem laudă Dumnezeului nostru. Încă o dată, Andreea, Diana, vă rog să vă alăturați celor care sunt în față și împreună cu toată biserica dorim să lăudăm, să ne închinăm Domnului cu această colindă, cu această cântare.
seara aceasta. Mărturisim, Doamne, că și în iesle Tu ești Dumnezeu. Te-ai coborât din slavă și ai venit într-un loc umil, Te-ai smerit, Doamne, și ai făcut lucrul acesta pentru că ai iubit omenirea întreagă și ne-ai iubit pe noi. Ai venit să ne răscumperi din păcat. Ai venit să mântuiești viața noastră. Doamne, din toată inima îți mulțumim. Primește mulțumirea noastră, recunoștința noastră. Primește lauda buzelor noastre. Dorim, Doamne, să stăpânești, să fii Domn în viețile noastre. Te rugăm să mântuiești inimi, Doamne, să mântuiești vieți, să mântuiești pe cei din familiile noastre care sunt nemântuiți, Doamne, pentru că dorim să petrecem veșnicia în slavă cu Tine. Lucrează de aceste sărbători. Puneți mâna peste adunarea noastră de binecuvântare și în ziua de mâine. Puneți mâna peste familiile noastre. Doamne, îndură-Te de cei ce sunt bolnavi. Îi aducem înaintea Ta pe cei ce sunt acasă sau în spitale. Atinge-Te de ei, Doamne. Dă-le sănătate. Te rog să rămâi cu noi. Peste norul nopții dă-ne o dimnă, veghează asupra noastră și ajută-ne să venim cu bucurie și la întâlnirea de mâine. Și știm că vei fi prezent aici. Binecuvântat și glorificat să fie numele Tău în veci de veci. Amin. Vă rog să vă așezați. Domnul fie lăudat pentru timpul pe care l-am petrecut aici, în casa Domnului. V-aș ruga să mai aveți răbdare 10 minute să cântăm o lindă două afară. Îl rog pe Andrei să pregătească cântarea. E pus pe grupul bisericii, folosiți telefoanele. Afară, luați telefoanele, intrați pe grupul bisericii și acolo o să le avem. Fanfara, măcar o cântare. Vă rog să vă luați instrumentele, caietele și haideți. Aici încheiem, în casa Domnului, mai avem 10 minute afară. Vă mulțumim tuturor, vă dorim sărbători binecuvântate, în care Hristos Domnul să fie glorificat de noi. Numele Lui să fie slăvit în veci. Amin. În 2 minute ne întâlnim cu toți afară și lăudăm, cântăm pentru slava Domnului. Toată poate. Așa e, cum mai da? Thank you.
Să fiți colindați și acasă. Vă dorim sărbători binecuvântate. Amin. În fiecare casă să fie pace, să fie bucurie, să fie sărbători petrecute cu sănătate. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Cu pacea Domnului, biserica este liberă. Un, doi, trei și...